Expo Halloween a fost un eveniment deschis tuturor celor care au dorit să admire și să achiziționeze decorațiuni specifice acestei sărbători. Dovleci sculptați, lilieci, fantome, monștri, dar și aranjamente florale au fost create de talentații studenți ai secției de peisagistică de la Facultatea de Horticultură. Este într-adevăr o tradiție, pentru că studenții și profesorii de la Horticultură au realizat în ultimul timp acest obicei de a sărbători noaptea de Halloween în holul universității. Și în felul acesta, universitatea mai subliniază încă o dată și pe această cale valența ei culturală, pentru că dincolo de acest aspect spectacular, această sărbătoare este un element de cultură, discutabilă, discutată, controversată, ce ține de împrumutul cultural oferit de globalizare, să spunem, dar care a avut un succes teribil și a penetrat în cultura noastră populară extrem de repede și aș putea spune că în ultimul timp s-a naționalizat. Se demonstrează că holul acesta, intrarea în universitate, este un spațiu al tuturor posibilităților culturale, este un spațiu al studenților, pentru că aici talentul studenților se manifestă, este un spațiu al profesorilor, pentru că în spate este grija profesorilor, în special a celor de la horticultură, de a le asigura studenților lor absolut tot ce au nevoie pentru ca talentul lor să se manifeste și să se împlinească. Și dincolo de acest lucru, universitatea în felul acesta își demonstrează permeabilitatea culturală, valențele sale culturale, toleranța, pentru că în cele din urmă este vorba și de toleranță, și spiritul vremii, ca să spunem așa. Vizitatorii au avut parte și de o scenografie specială, din care nu au lipsit monștri, vampirii, muzica, mașinile de fum și decorurile speciale. Eu sunt o rudă îndepărtată a lui Jackie, o verișoară, o păpușă atipică, să zicem, exact cum este și Chucky. Și nu am făcut doar un obiect pentru această seară, am făcut mai multe, de la dovleci, lilieci, șobolani și așa mai departe. Studenții secțiilor de peisagistică și horticultură au fost recompensați cu diplome de către reprezentanții Universității din Craiova pentru munca depusă pentru crearea acestui eveniment. Felicitări, Georgiana! O prăjitoare foarte drăguță, da? Ungureanu Maria! Maria, felicitări! Muduleanu Lucian Andreea, felicitări Andreea! Ce personaj ești în această seară? O vrăjitoare! Da! Ai cumpărat un obiect? Deocamdată nu. O să cumpăr imediat. Îți place această sărbătoare? Da! Evenimentul a avut și o componență caritabilă. Banii strânși din vânzarea obiectelor se vor duce la un student cu probleme de sănătate.